Călătorie în timp, în ajunul Hramului Chișinăului. Pasionații de pictură pot admira expoziția Galinei Vieru, care ne teleportează în trecut. Intitulată Chișinăul prin timp, expoziția prezintă cele mai frumoase și de valoare clădiri din capitală. Galina Vieru de multă vreme visa să realizeze o expoziție personală dedicată orașului Chișinău, lucru care abia acum a devenit realitate. Este orașul pe care îl iubesc, care m-a înfiat, orașul unde trăiesc și această pornire este absolut firească pentru mine ca artist, deoarece Chișinău are perle arhitecturale, locuri care încet, încet îngenunchează, sunt altele care se mai țin verticale, locuri foarte vizitate, dar și uitate. Este foarte frumos și artistic pictat, foarte interesant, cu culori foarte rafinate și această casă este pur și simplu din altă lume, parcă. Se inspiră din aspectul urbanistic al Chișinăului, prezintă colțuri de natură, case vechi, promovează imaginea unui Chișinău care riscă să rămână doar Chișinăul din amintire. Cea mai veche biserică din Chișinău, Biserica Măzărache, a fost pictată așa cum era pe timpuri. Această pictură este realizată pe baza legendei Bisericii Măzărache. Nu aș fi vrut să o alături cu blocurile cele înalte, care de fapt umbresc frumusețea acestui loc. Filarmonica am pictat-o în ziua când ard. Am pus șevaletul, eram acasă și am pictat pe prag plângând, pentru că țin foarte mult la acest edificiu, care sper să fie renovată. O expoziție de lucrări dedicate Chișinăului, care redau frumusețea și farmecul orașului nostru, lucrări în care parcă reînviu clădiri uitate, locuri istorice, peisaje. Expoziția Chișinăul prin timp poate fi vizitată la Muzeul Național de Istorie.